Hai să luăm băieți și bine găsit la un nou videoclip. Astăzi facem Mortisul rang 35, așa că o să trecem la treabă, dar înainte de toate apăsați butonul de like să facem cu mai multe, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și haideți să trecem la meciuri. Primul nostru meci ne jucăm și fără Larry Lory, pentru că n-avem om cu Larry Lory, pur și simplu eu nu găsesc oameni cu Larry Lory, efectiv sunt cei mai grei oameni de găsit, efectiv toată lumea are rang 35, dar normal că în echipa adversă tot timpul o să fie Larry în Lory. Dar ăștia au EMS, ceea ce este bine, și Bo, pentru că pot să mă bag destul de lejer în ei, cel puțin la ăla cu EMS, dacă îi scot toate gadgeturile cumva, mai pot să-i fac ceva. Și pe Bo cred că pot să-l bat, mai ales dacă păi dăm un bait, perfect. Dar nu prea a fost bine baitul ăsta, că tot eu am murit. Mă rog, măcar am mai dat un hit din ultă. Și Larry ăsta e o problemă mare. Ok, hai să mergem înapoi aici. Bun, ăla cred că a fost ultimul gadget. Sper că a fost ultimul gadget. Hai să încercăm să-l omorăm aici pe Bo. Bine, mă, perfect, perfect, perfect. Perfecto, avem 6 gemuri, uite așa. Se câștigă meciul, faci puțin respawn, îl bați pe ăla cu toate gemurile, îi iei gemurile, îl presăm aici frumos pe ăsta, nice, mi-a dat și Lorenzo un hit. Și cam aia, cred că e GG meciul, adică nu mai, n-ar mai trebui să aibă nicio șansă ăștia. Da, bun, bă, ăsta a fost mai tricky așa cât de cât, dar a mers bine, m-a mers, chiar a mers ok. Bun, ne apropiem și de rankul ăsta 35, avem momentan 1210. A găsit următorul nostru match, ăștia din nou Larry cu Fang și Squeak. Da, bă, Larry la început știu că pot să-l bat, deci chiar pot să-l bat, deși mă lasă lor-ul de tot, dar dacă spamez toate hiturile în el, tot el mă bate. Adică facem trade cum ar veni, dar după ce are clona e mai dificil să-i faci ceva. E prea broken brawler-ul ăla, doamne ferește. Și ne mai jucăm și fără brawler-ul ăla. Dar e ok, e ok. Pentru că ăștia care nu l-au rank 35 deja sunt oricum, cred că slab rău de tot. Dar e bine, mamă, ce hit a dat cu Lorenzo, perfect. Avem 6 gemuri. Vă vezi că meciul ăsta merge bine rău, dacă mie să nu facă ăla cu Fang vreo schemă. Hai mă, să ne băgăm aici frumos. Am ratat ultima ta în Feng. Lorenzo? Bine, mamă, ce bine a dat hitul. Ce bine a dat hitul. Nice. Bun, avem și două gadgeturi. Avem 8 gemuri, 9 chiar. Dar următorul spawn e la ei. Oh, nu. Stai că mergem aici. Stai așa să nu... Să nu murim aiurea, dar... Nice. Bine, mă, ăsta cu Chester. Ne jucăm și cu Chester, ca să vă imaginați. Gen... Chiar ne jucăm cu Chester. Nu știu, Chester ăsta e bun acolo pe dreapta parcă poate să facă treabă, bine, nici ăsta nu-i chiar atât de prost, adică păi și câștigă lei, nu mă, nu moare aiurea, nu se sinucide că nu trebuie și chestii de genul, deci chiar e ok. Prefer chestia asta în loc de un Larry care, na, să nu facă nimic, dar merge bine momentan treaba, avem și win streak, deci urcăm mai multe trofee, 1218. Ăștia un comp, deci, what the heck e compul ăla, ce pălau ăștia, n-au Larry, n-au Jesse. Și ce mă, au Surge, băi, eu n-am mai văzut un Surge, mă bate sau cu Surge, era să mă bată sau cu Surge. Și Bo, bine, Bo e bun, Jesse zicem că ar merge, dar Surge, e greu mă, e greu cu Surge. Mă mir că n-au Larry, mă, deci chestia asta chiar mă miră pentru că n-am mai dat până acum meci fără Larry. Deci toată lumea are Larry în echipă și e greu să dai fără Larry. Dar e bine, hai că ne descurcăm, cât timp n-au Larry, cred că îi bate, ne tăbăcim pe băieții ăștia. Am 6 gemuri și n-are rost să mă bagă, na. Stau aici, că oricum nu poate să vină, ăla cu bunca verifică, hai să ne băgăm așa frumos, mai face și noi un kill ceva. Bun, 7 gemuri, următorul este, cred că la noi, da, bun. Nu mai trebuie încă 2 și meciul este GG. Ia mai să-l batem noi pe ăsta cu Jesse, poate și face vreo turetă, face vreo schemă, da, următorul spawn este la noi. Bă, meciul ăsta, nici nu știu ce-i cu el, săracii au fost demolați, dar bine au și comp mic, adică au comp slab rău de tot. Mă rog, hai că e ok, trecem la următorul meci. Let's go! Ia uite mă că au venit băieții ăștia mai dificili, au Larry. De data asta a luat și al nostru Larry, s-a săturat de Chester. Bine, l-a făcut rank 35 și a luat Larry să mai dăm încă câteva meciuri să fac și un mortisul. Dar da, Tara pot să o bat la început, deși i-a dat Lorenzo un hit. Hai să mergem aici frumos pe Piper. Mă așteptam să mă împingă, dar văd că... Bă, oare nu aveam pins oare băiatul ăsta? Nu știu ce să zic, oricum avem Larry și noi în echipă, e bine măcar că am făcut trade cu ăla. Cam asta este bine. Mersi domnule Lorenzo. Ia spar clonele ăla, e destul de instant. A schimbat.
Ce faci, mă, cu Leria, schimb lane-ul, doamne. Dar e bine că al nostru are clonă, ăsta nu are, deci e super bine. Și avem și 6 gemuri, da, mă, are gadgetul de curve. Ok, stai cu minte, cu Piper s-ar putea să mor. Bă, nu e bine. What, ce se... Cred că am pierdut meciul. Incredibil. Aoleu, nu, nu zice că pierdem, așa că nu, nu sunt de acord cu luzul ăsta dacă e să pierdem. Chiar nu sunt de acord. Au 10 gemuri ăștia. Măi, stai așa că poate... Bă, ne dăm gadgetul și ne băgăm în ei. Mamă, ce bine a venit notul ăsta. Sau cum îl cheamă, Haunty. Bine, mă, Haunty, fă-le scheme, nu știu, fă ceva acolo. Puh, bine? Ok? O, scapă? Haunty? What the heck se întâmplă, bro? A scăpat cu 3 gemuri, de mai bine decât nimic. Avem... Lorenzo, ia-le și sari. Ia-le și sari, te rog frumos, sari. Bine? Hai să ne băgăm aici frumos în ăsta. M-am arătat ultima ta, wow, sunt cel mai prost mortis din lume. Ok, 10 gemuri, mamă, bine, mă, avem 10 gemuri. Holy macaroni, ce se întâmplă? Că dacă pierdeam meciul ăsta, mă... Bă... Da, vezi că erau să ne bată ăștia dintr-o prostie, dar erau să ne bată, efectiv, chiar erau să ne bată băieții ăștia. În fine, important este că am reușit să câștigăm meciul, deși am avut puține emoții, nu o să vă mint, chiar am avut emoții destul de mari. 1249, let's go! Meciul de rank 35, suntem versus un Larry, Pearl, care este cred că cel mai bun lane aici, și Bo mid. Ceea ce e ok, că Lorenzo ar trebui să bată Bo. Nice, mă, tocmai ce am zis, i-a dat double tap, triple tap, ce i-a dat la ăla. Să dăm și noi aici frumos, nice. Să stăm aici, că nu se așteaptă boss să stăm aici, o să verifice în cealaltă parte, exact ce v-am zis. Bă, am făcut kill, dar nu e bine, că al nostru cred că și-a pierdut lane-ul contra brawl-ul ăla nou. Hai să poate facem noi ceva, nice. Nu? Bă, și-a făcut ult, nu mă, și-a făcut ult, avere, nu. Ce mă enervează că nu ia damage, mă, nu, nu, doamne, tu-s brawler-ul și nu mai suport brawler-ul ăla, e incredibil de OP. Era să și murteam așa. Bă, mergem aici. Aoleu, incredibil. Bă, au ăștia 6 gemuri, noi doi. Noi două, cum vreți voi să o luați? Aoleu, stai așa să luăm noi clonele astea. Dăm așa niște dodge-uri, nu mai dăm nimic. Stai să ducem gemul la Lorenzo aici. Avem 3 gemuri. Ai de capul meu, bă, ce mă, ce se întâmplă meciul ăsta? O, Lorenzo? Bine? Stai așa că fur eu gemurile. Nice? Ha, normal că îți faci tu clona. Bă, nu m-a bătut. Stai. Bam, bine? Nu, 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 înapoi. Bine, mamă, am făcut claciul vieții. Bine. Nu, Loren, mamă, ce bine a sărit. Oh, holy macaroni, bă, ce... noroc, mă, noroc că eram la un hit de ultimat. I-am... Doamne ferește. Bă, deci... Ultimele două meciuri... Chiar au fost așa, bă, destul de strânse. Eu mă așteptam să fie în halul ăsta de strânse. Bun, bă, asta a fost și Mortis-ul rang 35, let's go, mă, 1257 Mecha Mortis.